Savarine, rețeta de cofetărie. Astăzi vom face împreună aceste delicioase savarine. Mă găsiți și pe canalul meu de YouTube. Prăjituri cu camelia și bucate gustoase, cu peste 1000 și ceva de rețete. Și să vedem ingredientele și de ce avem nevoie pentru a realiza aceste minunate savarine. Și vom avea nevoie de 250 de grame de făină, de 7 ouă, 5 grame de sare, 5 grame de drojdie uscată, 60 de grame de miere și 130 de grame de unt topit. Într-un vas vom adăuga făina, drojdia și sarea. Amestecăm bine aceste 3 ingrediente. O să punem pentru început doar 3 ouă și mierea noastră de albine și dacă optăm pentru zahăr, adăugăm zahărul. Vom uni și o parte din untul nostru topit. Vom amesteca bine totul până obținem o pastă destul de groasă. Acum vom adăuga restul de ouă. Vom amesteca foarte bine totul să incorporăm ouăle în aluatul nostru. Și vom adăuga restul de unt topit. Amestecăm totul bine și vom bate această compoziție cu un tel sau cu un mixer pentru circa 10 minute. Vom lăsa puțin să crească, vom unge formele noastre cu unt și le vom umple pe 3 sferturi cu compoziția noastră de savarine. Apoi le vom da la cuptor la 200 de grade pentru circa 10 minute. Când sunt gata, se scot foarte ușor din forme. Acum vom prepara siropul. Vom avea nevoie de 350 de apă, 200-300 de miere sau de zahăr, o lămâie și rom. Într-un vas vom pune apa. Cu mierea noastră de albine sau zahăr, după preferință, coaja de lămâie și vom pune pe foc. Vom tăia burtica la savarinele noastre, vom tăia și căpăcelul, deci o să ne pregătim mai întâi toate savarinele după ce le-am copt. Între timp siropul se face până dă în clocul și se topește zahărul pe foc sau mierea, vom adăuga esența de rom sau romul nostru, gustăm să vedem dacă este destul de aromat și de dulce, apoi în siropul fierbinte vom introduce savarinele noastre, le vom lăsa pentru circa 3-4-5 minute până se însiropează bine, 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 până își trag tot siropul. O să vedeți că își dublează volumul. Deci, sunt gata, le punem pe un platou, între timp noi o să batem circa 500, 600, 700 de frișcă îndulcită și nu ne rămâne decât să le umplem cu frișca noastră. Vom avea nevoie și de dulceață de căpșuni, de zmeură și o să ungem căpăcelul. Aceasta este rețeta mea de savarine. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și ne revedem cu alte rețete. Pupici, la revedere și mulțumesc din suflet!